United a jucat de la egal la egal cu adversarii în meciul retur cu City-ul Târgu Mureș. Chiar dacă oaspeții au deschis scorul lui Revi lui Asande, au reușit să egaleze la fața imediat următoare. Momentul psihologic al partidei s-a consumat în repriza secundă. Viorel Cojoc a transformat un penalty care a dus scorul la 3-2 pentru gazde. United s-a repezit în atac, Ivan a pierdut mingea și City-ul s-a egalat la 3. De acolo meciul s-a rupt, iar campionii au făcut legea. City-ul s-a impus cu 6-4, dar United a luptat până la capăt. Echipa gălățeană a încheiat cu fruntea sus un sezon în care a câștigat în primul rând prin faptul că a promovat jucători de perspectivă.